Domnule Remus Cernea, sunteți deputat în Parlamentul României. Am înțeles că de la o vreme nu mai sunteți împreună cu partidele cu care ați intrat în Parlament. E greu să fii singur, cam contra tuturor? Depinde foarte mult de ce vrei să faci politică. Din punctul meu de vedere, sau opțiunea mea, este de a face politică pentru a promova o serie de valori. Sigur, este important, dacă vrei să faci politică, să ai și pragmatismul necesar pentru a-ți putea promova ideile, pentru a le putea aduce în arena politică principală a unei țări, care este Parlamentul, pentru a genera dezbateri necesare pentru o societate și pentru a reuși să atragi uneori sprijin și aliați din alte formațiuni politice. În politică și în democrație este firesc uneori să discuți, să negociezi, să cauți acele compromisuri care sunt bune. Există și compromisuri bune. Trebuie însă să te ții departe de acele compromisuri care te compromit. Ori, în ce mă privește pe mine, ca deputat al Partidului Verde, am declarat-o de la bun început că voi sta alături de această alianță de USL atâta timp cât deciziile politice vor urma o cale prietenoasă cu mediul. O cale prin care să fie, să spunem, blocate acele proiecte economice care au un impact negativ major asupra mediului și sunt susținute acele proiecte de investiții care să genereze locuri de muncă în industrii verzi. Și cred că avem nevoie în România de industrii verzi, de tehnologii verzi, nepoluante și prietenoase cu mediul. Ori în anul trecut, când am fost și consilierul primului ministru pe teme de mediu și pe relația cu societatea civilă, majoritatea USL sau alianța USL a afirmat o serie de valori și de opinii care erau concordante cu valorile generale pe care le promovez. Din nefericire, anul acesta, după alegerile parlamentare, a apărut tot mai clar ideea că USL-ul va susține sau încearcă să susțină proiectul de la Roșia Montană, acel proiect minier bazat pe utilizarea cianurilor, proiect extrem de periculos pentru mediu și cu un impact extrem de negativ asupra mediului, dar și explorarea și exploatarea gazelor de șist. De asemenea, o formă poluantă și periculoasă de obținerea energiei. Ori pentru noi verzii era imposibil să rămân alături de USL în aceste condiții, pentru că ar fi însemnat să cauționez pe mai departe astfel de decizii evident contrare valorilor noastre. Noi susținem, de exemplu, că energia poate fi obținută din surse regenerabile și România așa și-ar putea obține, de fapt, independența și securitatea energetică, mizând pe surse regenerabile. Soarele este generos cu noi, vânturile sunt generoase cu noi. De ce să nu le utilizăm forța și de ce să nu profităm de generozitatea lor? Și de ce să continuăm să utilizăm combustibili fosili care poluează, produc emisii de CO2 responsabile pentru schimbările climatice? Totuși, în ultima vreme, în presă se aude nu despre neînțelegere dumneavoastră pe teme verzi, ecologice, ci despre niște inițiative care nu prea au treabă cu ecologia, în mod direct. Fac o precizare importantă. Verzii, partidele verzi din Europa, sigur că pun un accent special pe temele de mediu, care sunt prioritare și definitorii pentru viziunea generală politică a verzilor. În același timp, verzii sunt extrem de preocupați de apărarea drepturilor omului, de funcționarea democrației, de garantarea libertăților cetățenești. Așadar, sigur, am formulat propuneri și voi continua pe această linie, care privesc garantarea libertăților individuale, garantarea drepturilor omului, educația, știința, sprijinul pentru cercetarea științifică și multe alte teme. Verzii nu sunt un partid de nișă. Sunt un partid care reprezintă o familie politică orientată spre foarte multe alte teme. Nu. Dar ce aveți cu biserica? Pe cele... Că s-a supărat pe dumneavoastră. Eu susțin libertatea religioasă pentru toți cetățenii. Dar cred că libertatea religioasă poate fi garantată numai prin respectarea
principiului separării dintre stat și biserică. Pentru că doar atunci când avem instituții neutre sau un învățământ neutru, în care religia este predată într-un mod neutru, doar așa putem cultiva respectul și putem apăra drepturile tuturor cetățenilor. Atunci când instituțiile publice sunt partizane și susțin un cult anume, evident că îi transferă acestea privilegii și, în același timp, există riscul de a-i discrimina pe alții, fie reprezentanții unor culte minoritare, fie persoane care nu au o religie și care se consideră atei sau agnostici sau liber cugetători. Și cum sperați dar să obțineți susținerea proiectelor noastre legislative dacă nici măcar cu foștii colegi de alianță nu vă înțelegeți? Aveți și opoziția bisericii majoritare? Să știți că de multe ori, pentru ideile noi care au fost promovate într-o societate, situația a apărut fără șansă. Și totuși, schimbări s-au produs, schimbări au venit, poate greu, poate ca urmare a unor eforturi îndelungate, dar totuși societățile noastre au mers înainte și ideile noi treptat s-au impus și au găsit o susținere din ce în ce mai mare. Vă mărturisesc că în interiorul Alianței USL sunt parlamentari și nu puțini care au venit la mine și care m-au felicitat atunci când, spre exemplu, am propus un sistem de finanțare a cultelor bazat pe decizia fiecărui cetățean care poate să direcționeze la cultul de care aparține o anumită sumă din impozitul pe venit. Acest sistem funcționează în multe alte țări în Europa și este un sistem intuitiv și un sistem care este firesc. Și așa se finanțează ONG-urile în România. Exact. Sau în România avem acest model al direcționării unui procentaj de 2% pentru ONG-uri. Ceva asemănător propun eu să fie dedicat cultelor, pentru culte. Iar acele persoane care nu au o religie și este dreptul lor să nu aibă o religie, se poate să acorde acel procentaj din impozit pentru asociații umaniste sau ateiste sau oriunde doresc ei. Dar acum este injust ca statul să colecteze impozitele cetățenilor, ale tuturor cetățenilor, și politicienii să fie cei care decid ce sume se duc către biserici și cum se duc către biserici. Eu, de fapt, îmi propun să elimin decidentul politic din această ecuație. Fiecare să las o relație directă între cetățeni și biserici, eliminând factorul politic, care de multe ori este interesant, care de multe ori acordă bani publici bisericilor pentru a obține un anumit sprijin în campaniile electorale, ceea ce este rău pentru democrație. Așadar, cred că pe măsură ce propunerile mele vor fi tot mai cunoscute și mai înțelese, voi primi sprijin din tot mai multe direcții și cred că voi primi sprijin și din partea unor biserici, poate chiar din partea unor prelați ortodoxi. De ce? Pentru că eu cred că autonomia bisericii s-ar întări dacă biserica nu ar mai depinde de politicieni. Iar ceea ce propun eu este tocmai să eliberez biserica de deciziile politice de până acum. Iar ceea ce propun, acest sistem de finanțare, ar aduce venituri destul de însemnate bisericilor, care să le permită desfășurarea activităților lor. De asemenea, veniturile ar fi predictibile. Ar beneficia de sume predictibile. Acum, banii care vin de la stat vin într-un mod arbitrar. Uneori politicienii oferă bani, alteori nu oferă. Depinde dacă avem un an electoral sau nu. Așadar, aș înlătura acest arbitrariu, aș înlătura decizia politică interesată și am avea numai o relație directă între cetățeni și biserică. Ar fi mult mai democratic. Suntem acum la adunarea generală a Uniunii Umaniste Internaționale. Dumneavoastră nu mai aveți acolo nicio calitate de când ați devenit politician. Sigur. Totuși înțeleg că ați ajutat la organizarea conferinței internaționale de ieri a Congresului Umaniștilor Europeni, de alaltă ieri folosiți resursele administrative, influența politică pe care o aveți? Desigur că nu. Într-adevăr, am fost președintele Asociației Umaniste Române timp de 4 ani și am fost chiar membru în European Humanist Federation, Federația Umaniștilor Europeni. Odată ce am devenit însă politician și deputat, nu puteam să rămân
în același timp și membru sau președinte al Asociației Umaniste Române, sunt acum într-o poziție onorifică. Și desigur că am foarte multe contacte, am foarte mulți prieteni printre umaniști, pentru că în ultimii 8 ani am participat la multe reuniuni internaționale ale umaniștilor. Așadar, nu am putut să stau departe de acest eveniment și m-am implicat în organizarea lui încă din 2010. În 2010 a apărut această idee să fie organizat la București un astfel de eveniment. Și sigur că am fost extraordinar de încântat că am putut să aduc o contribuție și am încercat să ajut atât cât am putut. Dar desigur am făcut-o într-un mod neoficial, ca un simplu cetățean care împărtășește valorile umaniștilor. Să înțeleg că actualul guvern susține în felul ăsta mișcarea umanistă din România pentru că a acordat ieri o sală de la Palatul Parlamentului? Să știți că acea sală nu a fost închiriată printr-o decizie politică. Adică nu cu un politician s-a discutat închirierea sălii, ci cu o structură care se numește Centrul de Conferințe. Adică Palatul Parlamentului are o structură autonomă numită Centrul de Conferințe. Și cu ei am discutat, așadar nu a fost o decizie politică. Eu mi-am dorit însă foarte mult ca această această conferință să aibă loc într-o clădire cu semnificații importante politice. Pentru că acolo este Palatul Parlamentului, acolo se desfășoară lucrurile Parlamentului. Sigur, plus că este o clădire interesantă, este o clădire care este faimoasă în întreaga lume, a doua camărime de pe planetă. Și am crezut că acel loc este cel mai bun pentru un astfel de eveniment. Și cred că sala probabil este cea mai frumoasă din Palatul Parlamentului, după părerea mea, sala Cearosetti. Și eu zic că a fost un succes. Succesul măsurat și prin impactul mediatic sau n-ați fost atent la ce și cum s-a dat în presă? Că am văzut că au atras atenție la niște aspecte politice mai degrabă. Au observat poza cu Băsescu printre preoți. Au fost 4 dintre cele mai importante televiziuni de știri. Antena 3, Realitatea TV, B1 și România TV. Și am văzut că un post de radio a fost cumva partener media, RFI. RFI a fost partener media, au mai fost și alți jurnaliști prin sală, de la câteva ziare. Mă bucur că au fost aceste televiziuni. Am chiar aseară la restaurant, la cina de după conferință, pe televizorul care era acolo, s-a difuzat o știre legată de acest eveniment de conferință și a fost o știre lungă și pozitivă. Și toată lumea a fost încântată, așadar a existat o anumită reflectare mediatică, este un pas înainte. Eu sper că valorile umaniste vor fi din ce în ce mai bine promovate în țara noastră, iar astfel de conferințe ajută și vom continua. Vor mai veni personalități importante din întreaga lume și din Statele Unite și din Europa Occidentală și din Republica Moldova, pentru că am avut și un invitat, vorbitor din Republica Moldova și mă bucur foarte mult că acest lucru s-a întâmplat și îl felicit pentru întreaga lui activitate extraordinară. Reprezentat Estul Sălbatic. România este o țară din Est. Este pentru prima dată când un astfel de eveniment umanist are loc într-o țară din Estul Europei. Așadar, este un început. Și sunt convins că semințele pe care le sădim acum, cu efort, ca urmare a unei experiențe foarte dure de-a lungul multor ani, și înainte de 1989 și, iată, și în ultimii ani, sunt atâtea probleme pe care le avem de înfruntat, dar sunt convins că aceste semințe pe care le sădim acum vor da rod în următorii ani. Pentru că, până la urmă, valorile umaniste cred că pot sprijini foarte mult o societate să se dezvolte. Iar pentru tineri, pentru copii, valorile umaniste joacă un rol crucial în formarea lor intelectuală și culturală. Mulțumesc, doresc succes! Mulțumesc și eu foarte mult!